Bună seara, dragii mei! Continuă etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Pentru că la începutul etalării trecute v-am spus, am auzit niște melodii și nu am reușit din cauza că am transmis eu așa cât am simțit eu mesaje, cât am simțit nevoia să transmit mesaje. Am vorbit cam mult, n-am reușit să fac partea intimă. Am spus la începutul etalării anterioare, generale, despre voi, că în timp ce curățam, pregăteam terenul pentru etalarea voastră, am auzit la vecini melodia Zion, Pillow Talk de fapt, Pillow Talk de Zion. Am pus link-ul sub videoclipul respectiv, o să-l pun și sub acest videoclip pentru cei care știți engleza. Videoclipul îl găsiți voi în varianta originală, dar am pus unul în care vedeți, puteți citi versurile. Pentru cei care știți engleză, o să înțelegeți ce se întâmplă și ar fi interesant să luați ca pe un mesaj. M-a făcut foarte curioasă această melodie și mi-aș dori să văd cine simte atât de intens față de voi, leilor, leoaicilor, pentru că dacă voi nu aveți această energie atât de intensă, există clar cineva care se gândește așa cum se scrie în cum este transmis în versurile pe care le veți citi. Da, nu știu de ce am așa o reținere în exprimare. Probabil că persoana respectivă nu își exprimă pasiunea. Interesant. Și ce ar mai fi de transmis? Că Zion s-a oxigenat sau este sau era oxigenat. Probabil că aveți a face cu cineva, ori voi, ori ei, v-ați oxigenat. Asta așa, pentru unii dintre voi. În fine, interesant este că... Păi, dar ce energie! Au îndepărtare și niște artificii. Clar, cineva extrem de entuziast referitor la voi. În timp ce am amestecat aceste de cărți, da, a apărut împărăteasa într-un anumit format și se pare că vrea neapărat să se arate această împărăteasă și în formatul intim. Împărăteasa știți că înseamnă pe foarte scurt taur sau balanță, dar nu obligatoriu, poate să fie cineva născut și în martie, pești sau berbec, poate să fie și zodia leului, pentru că na, cine poate fi mai împărăteasă decât o leoaică, dar nu obligatoriu, că împărăteasa poate să fie și energia masculină, sau și energia unui bărbat, da? Un bărbat care e conectat la energia sa feminină, este foarte intuitiv, frumos, cuceritor, care le are pe toate. Însă, om vedea și om trăi și om vedea ce se mai arată. Aș vrea foarte mult să vedem cine e acest personaj care se gândește așa cum scrie. Vreau să o iau și de la zero, da? E entuziast, vrea să vă bucurați de petreceri, de voie bună, de artificii, nu? Cine e acest personaj care se gândește la cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu? E un personaj. În cazul în care nu sunteți voi, repet, această energie sexuală nu vă reprezintă, reprezintă pe altcineva. Și v-am spus, am avut o reținere în exprimare, așa o greutate. Probabil acel personaj nu poate să-și exprime nici emoțiile, nici intensitatea pasiunii. Ia uite, 8 de bâte, 0, 0, 8 de bâte. Da. E o energie foarte faină din punct de vedere sexual. Cred că aceasta a fost oarecum. O să vedem. Cine e acest personaj care se gândește la voi atât de pasional și atât de entuziast? Iau, uite. Taur, dar nu obligatoriu. Și încă nu am, da. Cine e acest personaj? Destul de ciudate. Ultimele cărți, primele erau ok, dar ultimele destul de ciudate. Mai dăm o carte, totuși n-aș vrea să mă uit. Cine e acest personaj care se gândește la... Unde ești? Asta e. Mai și s-a deschis aici la Leu. Probabil dacă sunteți leoaice singure, cineva ar vrea să vină înspre voi, ar vrea să o ia de la zero și să vă cucerească, să treacă peste mări și peste țări ca să vă întâlnească.
Între timp, am senzația că aceasta este o altă poveste în paralel. Acest personaj probabil ori într-un contract, într-un job, ori într-o căsnicie în care nu se simte satisfăcut. Chiar dacă jobul, să zic, aduce bani, există o sărăcie, o sărăcie de sentimente, de empatie, de ceva. Personajul respectiv, acolo unde este, în acel contract, nu se simte bine, a învățat să devină, a devenit, mai bine zis, a devenit defensiv. Își apără sufletul, își apără, eu știu ce își apără, porțile, este într-un stres, într-un blocaj mental și totuși ar vrea să iasă, că 8 înseamnă transformare și avem 8-8, da? 8, interesant, da? 8-a, 8-a, dar ar vrea să iasă din acest blocaj, este și 0, luna 9, știți că de fapt luna, momentul de lună 9 exact este 0, da? Urmat de 1 și de toată creșterea care urmează. Uite, destul de singuratic sau s-a însingurat, probabil, dar și-ar dori un nou început, și-ar dori să se exprime. Repet, până acum nu s-a exprimat. Asta și-a analizat și gândurile și emoțiile și intensitatea stărilor. A așteptat, iau. A avut un conflict mental în legătură cu această, iau. Voi sunteți steaua pentru ei, voi sunteți totul, steaua, împărăteasa. Voi le ghidați, îi ghidați într-o nouă direcție. În primul rând, îi atrageți să vină înspre voi. Mai dăm o carte, totuși, pentru acest personaj care se gândește la voi și care vă dorește. Că îl cunoașteți, nu spune multe, este de la drum, am văzut 3 de bâte. Că îl cunoașteți, că nu-l cunoașteți. Acest personaj are multe, nu spre multe, multe sentimente și dorințe. Și ce mai are? Fantezii legate de voi. Își dorește să fiți toată ziua împreună, să vă închideți într-un apartament, într-o casă, într-o cameră și să faceți iaute lună. Ține ascuns toate aceste povești. Ține ascuns tot stresul, toate problemele, dacă e căsătorit sau poate nu ține căsătorit, ține ascuns faptul că e nefericit în căsnicie. Că a devenit defensiv, ca sau că e obligat să se apere de această, prin pasiunea aceasta îl face și mai defensiv. Pentru că într-un fel sau altul îl obligă să iasă din tipare. Și dintr-o anumită mentalitate. Luna. Probabil, pe lângă mesajul pe care l-am spus, Luna scoate în evidență și, v-am zis, nevoia de a se elibera, Luna plină se eliberează de această energie și de a manifesta, posibil, dacă are habar de manifestări și cum să lucreze cu energiile lunare, ar putea, da? Să-și dorească în această perioadă să se elibereze și să manifeste ce artificii. Aici sunt clar artificii, da? Cum ai putea reprezenta în tarot artificiile dacă nu prin 8 de băte, nu? Sunt săgeți care pot să devină, da? Steluțe, sclipicioase, iau foc. Ar vrea să dea un telefon, să vă invite la o întâlnire, mai dă o carte despre acest personaj. S-ar putea să nu-l cunoașteți. Da, fuge. Încearcă să fugă de sentimentele sale, dar nu reușește. Pe de o parte, ar vrea să vină, dar eventual să vină pe furiș, să nu știe, eu știu, alte persoane. Pentru că uneori e bine să-și dea o energie foarte impulsivă, foarte... Deci, într-un mod trăsnet s-a îndrăgostit de voi, clar. Regele de cupe, cavalerul de cupe, trăsnet. Turnul. Da? A fost o dragoste la prima vedere, cu siguranță. Și am văzut steaua, am văzut și faetonul, înțelege, simte că sunteți predestinați să aveți ceva împreună, ce? Între timp visează, n-au apărut 7 de cupe, dar, clar, prin dedicația muzicală pe care ați primit-o, am zis, visează să fiți tot timpul împreună. Iau, regele de cupe, mai am zis că sunt emoții. Sunt emoție, pasiune, dar e dragoste. Dacă până acum nu v-a arătat această Aceste stări au dospit și au crescut până la dragoste, ia uite, necondiționată. Posibil pentru unii să fie nu musai semn de apă, poate să fie semn de pământ, de, nu de pământ, poate să fie și de pământ, dacă tot am zis-o, semn de aer. Semn de aer care descoperă că simte, că poate să simte în preajma cuiva. Am zis că e și semn de pământ. Posibil pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar e un mister, pentru că până acum era cu capul pe umeri și picioarele pe pământ și într-un mod misterios, prin apariția voastră, trăsnet, pe care l-am văzut mai devreme, da, a început să simtă nouă de cupe.
Și își dorește să vină să, la un moment dat să vă întâlniți 9 și cu 10, de-aia apare și dedicația din, da? Să stați toată ziua în casă și să vă iubiți. Asta e. Regele de spade nu vorbește, dar simte. Regele de cupe în spatele lui. Da? În spatele său e un ocean plin de emoții, dar în fața îi vedeți sobrii. Posibil să fie semn de ardea, nu obligatoriu. Însă, că avem și spade, avem și cupe, avem și bâte și avem și un pic de pământ. În mod special taur. Da. A încercat să fugă de această confuzie, de această confuzie din punctul lor de vedere, că nu sunt obișnuiți și totuși. Cu cât fug, cu atât. Da? Ei vor să fugă de toate aceste emoții și ajung tot înspre dragoste, da? N-ai cum. De ce ți-e frică de ea nu scapi? Și vor să renască. Sau vor să vă împăcați. Sau vor să vorbească cineva, da? Folosește, dacă până acum nu au vorbit. Clar vor să vorbească, iată. Să spună tot ce simt. Că o ținut în secret. Am zis, se repetă povestea într-o formă sau alta, pentru că sunt căsătoriți, au un job, da? Și totuși, ca un trăsnet avem. Wow! Ca un trăsnet, da? Energie impredictibilă, a venit această teribilă pasiune, da? Pasiune transformatoare. Pentru voi. Voi sunteți împărătesele. Poate vor fi și ei împărăți împărătese, dar. Dar sunteți perechea lor perfectă, așa zic ei. Așa zic ei. Și e întâlnirea atât de cutremurătoare încât au zis nu, că nu e adevărat. Nu e adevărat și totuși. Uite, cu cât fug, cu atât se îndrăgostesc și vă iubesc mai mult. Am zis, a vrut să se arate împărăteasa. Vă văd ca pe niște împărătese. Dacă sunteți doamne, vă văd cele mai frumoase. Da? Visul lor. Chiar dacă voi poate aveți complexe, că nu arătați bine, ei vă văd frumoase. Frumoase și simt această pasiune. Simt acest foc care zace în voi și pe care ar vrea să-l împărtășească, să îl împărtășiți unul cu celălalt. Aveți o energie sexuală, cel puțin e așa vă simt. Și posibil că dacă veți fi împreună și voi veți simți la fel. Mai din spate, uitați, asul de spade reapare într-o formă sau alta. Vrea să se elibereze de această luptă interioară, vrea să se elibereze de energiile karmice care îl țin pe loc, vrea să comunice. Dar deocamdată vine așa, dacă ar comunica, ar veni mai din spate. N-au curajul să vă abordeze din față, direct, învăluitor. Da, sper că nu s-a decalat sunetul. Și în primul rând, chiar dacă n-au relații karmice, vor să se libereze de un stil de viață care s-au luptat cu ei, s-au luptat cu dragostea eventual. Da, au trăit diferite aventuri, dar nu dragostea adevărată. Hai să punem împărăteasa la loc. Hai să vedem ce simt ei pentru voi. Din punct de vedere. Ia uite, vedeți? Moartea. Îi transformați. E un consum. E un consum. Deci e o fericire, e un entuziasm teribil și îi și consumă și distanța și separarea și faptul că nu vorbesc. Da, cu moartea și 10 de cupe sunt conștienți că puteți să aveți un orgasm teribil, copleșitor împreună, da? Asta e clar. Astea sunt cărți de orgasm. Că tot vorbim despre viață intimă, da? Dragoste fatală. Orgasm transformator care trezește Kundalini, că tot am văzut dragonul în spatele împărătesei. Deci, încearcă să se tempereze, că tot am văzut și prin alte cărți și ar vrea să vină încet. Am văzut și justiția pentru unii, justiția sau balanță pentru unii, dar nu pentru toată lumea. Încearcă să se păstreze echilibrați, da? Să fie raționali cu această pasiune. Încearcă și ei, dar nu o să reușească prea mult, pentru că v-am zis, cu cât fug de emoții și de tot ce v-am arătat, dați în urmă și ajung tot la regele de cupe, tot la dragoste necondiționată. Deci, întâlnirea dintre voi doi, nu știu ce aveți aici, luna, ascendent, Venus, soare, întâlnirea dintre voi doi îi transformă și învață să iubească.
și să manifeste și energie feminină și energie masculină, că de fapt, da? Și feminin și masculin. Adică trebuie să fie și generos și receptiv, dar și activ. Și aici cred că nu au acționat ei, nu au acționat, nu au comunicat, trebuie să intre în energia masculină, pentru că până acum au fost în... Eu cred că n-au fost niciodată, dacă au fugit, în fine. Temperanță, cavalerul de monede, energie sexualitate. Interesant că a venit invers, valetul de bâte a venit invers. Asta își reține această pasiune, că valetul de bâte este o energie foarte impulsivă, da? În care săriți unul pe celălalt sau vă ia în brațe, vă dezbracă, vă sărută, ce vă face, dar a venit invers, deci se abține, se temperează, încearcă să vină încet, încearcă să fie energie, să fie un personaj stabil sau când va veni, va încerca să fie așa. Ia uite, 10 de cupe, iar apare. Dar clar își doresc un preludiu cu această imagine, este clar că își doresc un preludiu, să vă iubiți până dimineața, să mâncați micul dejun, cina, prânzul împreună și iar să vă iubiți, cum scrie și în, da? Cum e și în melodie, da? Să stați împreună toată ziua, în pat, în pat și să vă iubiți. Ia uite, iar masă, iar pat, masă, pat. Mai ieșiți prin grădină, vă mai plimbați, iar vă întoarceți în pat. Da. Energia sexuală pe care o simt față de voi. Și apoi a voastră față de ei, dacă îi cunoaște sau când îi veți cunoaște. Energia sexuală pe care o simt față de voi în această perioadă, am zis artificii. Energia sexuală pe care o simt față de voi. Cei în zodia sau cu planete în zodia lor. Da, și mie vine să cânt. Stare de bucurie. Dar, repet, încearcă să se tempereze. Și după cum vedeți, nu prea vorbesc. Și cărțile vin uneori mai greu, alteori vin foarte multe. Înge de iau. Clar, da? Mă așteptam să pară. Și diavolul. Obsesia. Da? Până una alta, cât se abțin, stau și se uită la pozele voastre și aduc aminte dacă când v-au văzut ultima oară pe stradă, ce rochie ați purtat, dacă v-ați sărutat vreodată sau dacă i-ați atins, eu știu, și în autobuz sau, eu știu, cu ce ocazie, i-ați atins pe mână și ei au avut fiori și stau și se gândesc, da? O stare nostalgică. Și dacă nu v-ați atins, cum ați vorbit sau dacă n-ați vorbit, cum i-ați privit sau dacă nu i-ați primit cu privit, eu știu, cum și-ar fi dorit ei să fie, da? Să uite la pozele voastre și își închipuie, dar când o să mă întâlnesc, o să ne sărutăm, o să ne iubim, până atunci vă spionează. Deci e energie nostalgică și aici este energie care spionează. Ar vrea să afle despre voi tot. Da? Își doresc să fiți vulnerabili și deocamdată știu că nu puteți și nu pot nici ei. Nu comunică, da? Spada este în jos. Dar nu comunică, dar vă spionează orice mișcare. Fiți atenți. Și totuși, ce își doresc, obsedant, își doresc o relație, patru de bâte. Își doresc să fiți jucăuși, să vă exprimați pasiunea într-un mod creativ, focul acesta. Pentru unii, dacă voi sunteți de acord, probabil că ar fi dispus să folosească și altfel de accesorii. Dar, în primul și în primul rând, diavolul reprezintă obsesia aceasta pentru voi. Este o energie obsedantă. De care, mi-am zis de-a lungul timpului, temperanța este singura care anihilează diavolul, viciile, obsesiile. Temperanța, rugăciunea, echilibru mental și emoțional, da? Cine are prea mult trebuie să ofere celui care are mai puțin. Cel care are niște obsesii trebuie să și le țină în frâu. Temperanța e o energie spirituală, știți? E 4 și 5, interesant, 14 și 15. În aceste de cărți, 14 și 15. Ar vrea să crească spiritual la nivelul vostru sau ar vrea să se vindece de această tendință, de această obsesie pentru voi, dar cu cât, v-am zis, da, vedeți, cu cât fuge, cu atât vă iubește mai mult, cu cât se abține, cu cât se temperează și încearcă să ia lucrurile încet,
să-și rețină pasiunea care există, da? Cu atât devin mai obsedați de pozele voastre, de ce îi purtați, de ce vă place, cu atât devin mai obsedați să descopere noi lucruri despre voi și încet, încet devin obsedați, da? Patru, e o creștere de la 14 la 15, da? Dar nu e prea sănătoasă. Da, devin obsedați de această întâlnire, de manifestarea relației. 4. 4 e stabilitate. Vor să fiți stabili și, cum am zis, 4 e casa. Ascultați melodia. Da, și acolo spune să stați în pat toată ziua și să vă iubiți non-stop. Ce simțiți voi pentru ei sau dacă îi cunoașteți și dacă nu îi cunoașteți și urmează să îi întâlniți, ce veți simți? Ce simțiți voi pentru ei? În primul rând, voi sunteți dezamăgiți. Cumva acest personaj v-a dezamăgit. Trei de spade. Regina de cupe, da? Interesant că ei merg către regele de cupe. Probabil că ați fost unii dintre voi. Unii dintre voi ați vrut să fiți generoși, să fiți blânzi și ei v-au dezamăgit. O perioadă ați mai stat și ați mai visat și voi la ei. Șapte de cupe. Ați visat. Eventual ați încercat să reprogramați sau reproiectați aceste momente frumoase pe care le-ați avut ca să vă vindecați de dezamăgire. Dar știți că Regina de Cupe este și iertătoare și plină de empatie. Ați zis sau o ziceți în continuare sau veți zice, da, m-a rănit. Dar știu că acum, după atâta timp care a trecut, după această tăcere, știu că mă iubește, chiar dacă a fost cândva o altă persoană. Am zis, e o altă persoană și s-a văzut aici, da? O altă persoană. Da? Nu sunt eu de vină că n-au fost ei fericiți, nu mă mai simt eu în plus, pentru că poate menirea mea este să-l vindec, să-l iubesc sau să o vindec, să o iubesc, da? Da? Să o vindec de neîmplinirile sexuale, evident, ale relației karmice, ale soțului, prietenului, da? În continuare, ce simțiți pentru ei sau ce veți simți în cazul în care îi veți cunoaște, iau-te puterea. Veți încerca și voi să vă abțineți, da? Dar interesant că aici puterea este la numărul 11 și, în general, 11 dedicat balanței. Veți încerca să fiți și voi în echilibru. Și poate chiar încercați, în cazul în care îi cunoașteți, încercați să fiți în echilibru, dar între timp mai visați și voi la aceste momente. Că v-a plăcut cum a fost. În cazul în care v-ați cunoscut și ați fost împreună, v-a plăcut. Și chiar dacă n-ați fost împreună, ceva vă atrage și pe voi. Dar până acum, la voi sunt mai multe cărți emoționale decât la ei. Ei sunt foarte copleșiți de acest foc, de această atracție sexuală. Ce simțiți voi pentru ei? Ce simțiți voi pentru ei? Sau ce veți simți când îi veți cunoaște? Dacă nu-i cunoașteți și vă vor vorbi despre trecutul lor, vă vor spune cât sunt de răniți, veți simți compasiune și veți dori să-i luați în brațe, să-i mângâiați, să-i hrăniți, să-i sărutați, să fiți tot ce și-au dorit, visul pe care aici scrise, tot ce și-au dorit, să le împliniți într-un fel visul și să vă luptați pentru ei eventual. Ce simțiți voi pentru ei? Pentru acest personaj care vă dorește foarte mult. Acum, ca a treia persoană este soțul, soția voastră, că este soțul, soția sau prietena lor, variază. Ce simțiți voi pentru ei sau ce veți simți voi pentru ei? Ce simțiți voi pentru ei? Vă place? Mai. Uite, vedeți că vă abțineți și încercați să vă rețineți și voi. Și comunicarea și pasiunea. 9 de monede. Încercați să vă rețineți această atracție și această pasiune, deși v-ați dori să vă lăsați în voia lor. Poate unele dintre voi încercați să rupeți stringul, acest atașament.
Dacă s-a întâmplat această dezamăgire, încercați așa. E o luptă între a vă separa de ei, lupta și eliberarea, și din când în când vă copleșesc visurile cu toată, eu știu, dulceața acestei iubiri. Note împăratul. Simțiți împăratul și împărăteasa, simțiți că sunteți potriviți unul pentru celălalt, perfecți. Ce simțiți? Și totuși, v-ați lăsa în voia lor. Ia, uite ce frumos au venit cărțile. V-ați lăsa, am zis, 9 de monede. V-ați lăsa în voia lor. Și atașamentul ăsta poate să fie de trecut, de dezamăgiri, de orice. Și atunci să vă detașați de trecutul vostru, de trecutul lor și să vă împliniți această pasiune. Da? 9, 8 merge către 9. 9 înseamnă Jupiter, expansiune. Și este urmat de regina de bâte și lumea. Ia uite, vreți și voi, de clar. O să vă eliberați de rețineri, eventual, și o să vă lăsați în voia pasiunii, în voia atingerilor lor. Eventual, îi veți mai instiga din când în când, veți dansa în fața lor, vă veți simți bine, îi veți stimula și vizual, și tactil, și olfactiv. Și da, veți avea și voi cu lumea și cu diavolul, veți avea clar un orgasm deosebit, cel puțin unul. Dar eu zic că veți avea mai multe cu lumea, da. Cu lumea vor fi mai multe. Pentru că acest personaj vă adoră. Acest personaj vă adoră dacă sunteți doamne. Și dacă sunteți domni, la fel, sunteți și voi adorați. Și aveți parte de o doamnă care își dorește să intrați în alte dimensiuni, da? E zero aici, în alte dimensiuni împreună. Ce mai zicea? Ah, da, încercam să-mi aduc aminte versurile de la Pillow Talk. Ce au zis? Este un război și o bucurie. O bucurie de a atinge paradisul. Clar, aici este bucuria, paradisul. Paradisul pierdut pe care îl regăsiți împreună. Ascultați melodia și versul dacă știți în engleză, da? Ce ar putea să însemne? Da, parade. Paradise, paradise. Veți fi puse pe un piedestal sau poate că deja sunteți, nu degeaba a apărut împărăteasă, deja sunteți pe un piedestal pentru acest personaj. Și chiar dacă apare sub forma diavolului, într-o formă sau alta, vor fi foarte delicați, clar, vor fi delicați, încearcă să tempereze, încearcă să fie altfel. Dacă au tendința să fie mai dirty, mai vicioși, mai obrăznicuți, încearcă să fie altfel pentru că voi, pentru ei, sunteți lumea. Da? Sunteți perechea, patru de bâte, perechea divină. Împărăteasa și-a apărut împăratul, da? Asta e. Și vor trebuie să călătorească, sau unul dintre voi trebuie să călătorească ca să împliniți această întâlnire, să manifestați această întâlnire. Sunteți flăcări gemene, da? Flăcări, patru de bâte, lumea, sunteți. Unii dintre voi, nu toți. Și dacă nu sunteți, sunteți suflete perechi care pot să ardă împreună în această pasiune. Și să vă rupeți, ia uite aici cineva rupe lanțurile, să vă rupeți de relațiile karmice, să vă rupeți și de suferința care a fost înainte. Și eventual, cine e aici în această postură, să se rupă și de tendințele vicioase. Pentru că dragostea adevărată se trăiește altfel. Cam atât? Ar mai fi ceva de clarificat? Dezamăgirile sunt. Întotdeauna există dezamăgiri, mai ales la o vârstă. Voi știți din ce motive. Deci, frumos că se termină și la unul și la altul cu lumea și diavolul. Deci, în momentul în care vă veți întâlni, obsesiile și fricile, pentru că diavolul înseamnă și frică și am văzut și luna, da, la ei, fricile lor, tendințele lor de a-și pune bețe în roată în această poveste,
se vor anihila, pentru că lumea înseamnă și un sfârșit, da? Sfârșitul acestor tendințe negative și se va manifesta, pentru că e foarte frumos, se va manifesta temperanța. Da? Puteți să sfârșiți, da? Cu dezamăgirile. Cu această hipersexualitate sau hipermasculinitate, ce ar putea să fie ea. Și să manifestați ce? Temperanță, regina de cupe, alte lucruri mai frumoase. Finalul. Hai să vedem totuși finalul acestei povești de dragoste. Un final. Finalul. Nouă de cupe. Fantastic! Mă gândeam să iau finalul pe să le iau separat pentru un final și pentru altul alt final. Dar ce frumos că a venit această carte. Este un final în cuplu, fericit. Vă împliniți toate dorințele. Și sexuale, și emoționale, și mentale, și toate. Veți putea fi vulnerabil. Frumoasa și bestia îl transformă pe diavol într-un om normal, într-un om deosebit. Frumoasa și bestia, am văzut aici, frumoasa și bestia. Da, nouă de cupe. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos? Veți fi vulnerabili. Veți fi sinceri. Vă veți povesti cu încredere. Veți avea încredere unul în celălalt și vă veți povesti cu încredere problemele și vă veți ierta și veți simți empatie. Poate veți... Nouă de cupe s-ar putea să și plângeți împreună. Când vă veți povesti traumele trecutului și vă veți aruta fiecare rană sau fiecare defect, dacă aveți complexe fizice, vă veți aprecia fiecare complex fizic, fiecare problemuță din mintea voastră, evident. Da? Voi le veți aprecia, nu le veți vedea ca pe niște defecte. Și dacă ar fi niște defecte, le veți iubi, iubire necondiționată. Înțelegeți? Că nu suntem perfecți, dar... suntem frumoși așa imperfecți. Și uneori rănile ne fac și mai frumoși. Nu așa că sunt frumoși? Doamne, ce frumos! Ia uite, faetonul, veți merge împreună. Roata norocului, vă veți schimba, da? Vă veți schimba, veți ieși din aceste relații în care v-ați lăsat dominați sau ați vrut să dominați, veți schimba energia și veți merge într-o altă direcție. Poate veți face dragoste și în mașină sau veți călători înspre, nu știu, prin lume sau înspre alte locuri în care să vă simțiți bine împreună. Astea sunt niște cărți foarte delicate, nu sunt atât de evidente și de ogrăznicuțe ca altele. Evident că mai sunt multe poziții, multe. Voi vi le știți. Voi vi le știți și eventual veți descoperi. Dar cărțile astea sunt destul de expresive și din punct de vedere emoțional, mental. Eu zic că exprimă destul de bine nouă de cupe această carte. Ca și lumea. Da? Vă veți simți într-o nouă lume, într-un paradis al vostru. Clar. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și iubiri frumoase.